Procurorii DNA notează în referat faptul că medicul nu cerea mită de la pacienți, însă lua banii oferiți chiar dacă se făcea că refuză, folosind expresii nu trebuie, stai liniștit sau calm, calm. Imediat după ce pacientul pleca din cabinet, medicul lua banii lăsați pe birou și îi punea în buzunarul halatului sau în dulap, susțin procurorii. Investigatorii sub acoperire ar fi filmat și fotografiat toate aceste momente. În unele imagini se vede medicul, semn că aparatul de luat vederi era asupra investigatorului sub acoperire. În altele se văd pacienții sau aparținătorii, ceea ce înseamnă că o cameră ascunsă era plasată în cabinetul doctorului. În referat există și câteva stenograme ale unor discuții dintre investigatorii sub acoperire și alți pacienți. Da, și la el ai dat ceva? Ai rezolvat cumva cu el? Înainte de operație. Înainte? Nu după? Da, am dat înainte de operație. Da? Mult? Puțin? Sunt patru. 400 de euro? Lei. Fostul ministru neagă categoric că a pus mâna pe bani. El admite că pacienții sau aparținătorii au vrut să-i ofere atenții în semn de recunoștință, însă susține că a refuzat de fiecare dată. N-am primit niciun ban. N-am atins niciun ban, dar au fost niște provocări. 6 luni de zile au fost înregistrări telefonice, 4 luni de zile înregistrări ambientale, 4 investigatori sub acoperire și foarte mulți martori cu identitate protejată. Și cu toate acestea nu s-a putut realiza un flagrant pentru domnul Tătaru. Deci nu a fost prins niciodată cu vreun ban în mână, cu vreo serie a banilor. Locuiește acolo. Își ține alimentele. Avea de toate, chiar și găini, dacă vă interesează, pentru că el dădea alimentele la bucătărie ca să-i se facă mâncare, acolo mânca. Deci găinii erau în birou, dar nu aduse de pacient. Sigur că da, cumpărate de el. Fostul ministru de la Sănătate, Nelu Tătaru, este acuzat că în 3 luni ar fi primit mită de la 45 de pacienți, sume mici de bani și produse alimentare. Procurorii au solicitat ridicarea imunității parlamentare pentru a-i putea face percheziții în cabinetul parlamentar din Huș, care a fost sigilat.